Acesta este pomul nostru de cachi. Se vede că el a legat foarte bine fructe, foarte multe fructișoare legate. Se vede și aici sus și în spate încă una și încă una care are petale pe ea și încă una aici. Este plin de fructișoare mici. Într-un clip anterior am arătat că el a înflorit chiar excesiv și vreau să vă arăt că nu trebuie să vă faceți griji în privința normării fructelor la cachi, pentru că el face acest lucru singur. Ia priviți ce este pe jos, câte flori au căzut din cachi. Deci el își normează singur fructul, în așa fel încât să păstreze doar atât cât poate duce. Acesta este, încă o dată, arborele de cachi.